Și acum să ne îndreptăm privirea și auzul spre următorul concurent. Ionuț Oprișor este solist instrumentist, vine din Sibiu, unde în 1994 s-a înființat primul muzeu de etnografie universală din România. Are 22 de ani și este student la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Interpretează la clarinet doina Pădure, Soro Pădure și O învârtită din repertoriul lui Traian Lăscuț Făgărășanu. Ionuț Oprișor!